Pentru că se simțea rău, bărbatul a rămas la baza traseului montan în mașină. Ceilalți membri ai grupului au început să urce spre Negoiu. Mai târziu, bărbatul i-a anunțat că se simte mai bine și că are de gând să urce spre cabană. Nu a mai ajuns la destinație. A căzut secerat la pământ pe poteca ce duce spre cabană și a decedat. Acolo a fost găsit de amicii săi, care au anunțat imediat autoritățile. Salvamontiștii au intervenit pentru a coborî de pe munte trupul neînsuflețit al bărbatului. Și polițiștii din Avric și medicul legist au ajuns la fața locului și au stabilit că bărbatul a decedat, cel mai probabil din cauza unui infart.